din o grădiniță așa simplă, fără condiții, a devenit un edificiu modern, a zis eu, european. Vreau să mulțumesc celor care au depus efort și fondul de investiții și toți, pentru că, într-adevăr, este un lucru bun. Pentru noi, pentru mine personal, voi încerca și eu să contribui ca acești copilași să beneficieze de această perioadă bună pentru ei, să se dezvolte la etapa actuală așa cum merită. Părinților, mulțumim că, într-adevăr, ați fost recunoscători și înțelegători și ați acordat acea atenție când a fost nevoie pentru acest edificiu. Sperăm că tânăra generație va fi mai bună ca noi, vor reuși să facă lucruri mai mari ca noi, pentru că suntem o țară tânără, dar vrem să mergem în Europa, vrem să devenim un stat democratic și un stat, într-adevăr, dezvoltat. Depinde în mare parte fiecare din noi ce facem pentru acești copii, pentru viitorul statului nostru. Asta este important. Investiția principală este investiția în copii. Să fiți sănătoși la mulți ani și doresc ca acești copii viitorii din ei să devină, în diferite domenii, să devină într-adevăr cetățeni și oameni patrioți a neamului și a fiecărui familie de unii revin ei. Felicitări! Eveniment foarte important pentru tine din satul Chicăiești. Deschiderea grădiniței este un lucru foarte binevenit, că acești copii, cred că sunt o familie, nu tot timpul reușesc să iei acea educație precum la grădiniță. Mulțumim de părinți, nu sunt deloc, sunt plecați. Eu știu, aici avem un sat cu tradiții, sunt mulțumit de persoane devotate care sunt cu studii, cu funcții în stat și ce este bine ca statul se dezvoltă. Și în general, raionul Căușeni este un raion cu urme bune în istoria dezvoltării statului nostru. Contribuit și la dezvoltarea din punere intelectuală a raionului și la imaginea oamenilor. Noi vedem și cum se refac la față și școlile de studii și vedem edificiile sportive, vedem stadioanele noi care apar așa și multe alte lucruri. Da, asta e în mare parte cu banii, cu investițiile din donațiile, din programele din cadrul Consiliului European din Europa și acest lucru este binevenit pentru raion, dar inclusiv pentru toată națiunea noastră.